În România pare mai greu să renunți la un doctorat în drept decât să faci unul. Atunci când îți scrii lucrarea, mă rog, mai copiezi, mai uiți să pui niște ghilimele, mai omiți o notă de subsol, iese până la urmă numărul de pagini. Să renunți la titlul de doctor e însă infinit mai greu. Păi aici chiar trebuie să știi legislație, nene, regulamente, proceduri. Nu poți să duci pur și simplu diploma înapoi la universitate de unde ai luat-o. De impedimentul ăsta s-a lovit și Ponta ieri, când a zis că nu mai vrea să fie dotore. Ce să faci, bă? Ce semnături să iei? Unde să te duci cu ele? Păi nu e ca și cum ar exista un ghișeu special unde demnitarii prinși că au plagiat pot renunța la titlul de doctor, nu? Norocul lui Ponta e că rectorul Universității București a fost receptiv și a primit bine recunoașterea hoției. Universitatea București i-a și răspuns premierului Victor Ponta, va demara toate procedurile pentru a-i retrage titlul de doctor și totodată reprezentanții Universității București mai precizează că apreciază sinceritatea și buna credință de care acum premierul dă dovadă când ia în considerare demersul Universității București și de altfel decizia Comisiei de Etică din anul 2012. Mă rog, ce vrea să zică aici rectorul e că universitatea i-ar fi retras de mult titlul de doctor dacă nu s-ar fi opus chiar guvernul. În 2012, Comisia de Etică a Universității a depistat plagiatul lui Ponta și a vrut să-i retragă și diploma. Numai că pentru asta era nevoie de un aviz de la Ministerul Educației. Practic, acum Ponta s-a cam complicat. Nu trebuia decât să-i spună subalternului său din guvern să aprobe cererea universității, simplu. Ați declarat pentru El País că vă dați demisia dacă se dovedește plagiat. La traseul pe care l-a avut acum cererea lui Ponta adresată rectorului, zici că Universitatea din București era cea care insista ca premierul să-și păstreze doctoratul. E, nu, domnul Ponta, haideți, domne, lăsați așa, că e diploma dumneavoastră, ați muncit pentru ea. Păi ce, domne, alea 80 de pagini s-au copiat singure sau cum? Haideți, vă rugăm. Dar Ponta, ca un lord, a renunțat la diplomă, domne, pentru că el este deasupra acestor titluri meschine, al acestor recunoașteri sociale vremelnice care alimentează trufia. Păi n-ați auzit ce a zis Băsescu în campania electorală? Că Ponta a fost pion, dar ca un tip modest așa, nu și-a trecut cariera de agent secret în CV.